Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas Multiplayer. Sunt astăzi alături de Albert. Salut! Și ne vom juca pe serverul nostru preferat, și anume Bizon. Deci, acestea fiind spuse, hai să pornim la treabă. Pornim. Noi vom merge la bancă, adică tu vei merge la bancă, eu trebuie să-mi pun combustibil și să repar mașina. Oh, perfect. Păi până mă duc eu la bancă, stau acolo, țaca-paca, știi tu, hârtii nebuneli și la bancă. Da, știu. Sper să nu fie coadă, măcar atât. Măcar atât, nu? Păi da, nu? Ok, eu mă duc la treaba mea și ne vedem la bancă, da? Și după aia mergem la un job, ceva nebunie, să mai câștigăm și noi un bonus cinstit, adevărat. Nu mergem la gift prima oară? Pa, da. Mai întâi la gift și după aia la job. Eu zic să mergem la, ca job, să mergem la Lumberjack, propun. Bă, să știi că mi-a plăcut jobul, deci garantat mergem acolo. Zic. Jobul? Tot așa. Mamă, stau la coadă la benzinărie, nu vezi că ADX de... L-abia mi-am răpat mașina, cred că te distrugeam aici la benzinărie, nu alta. Bun. Fill. Fill gas can, care este mereu să aveți, băieți și fete, să aveți gas can-ul, adică canistra, să o aveți umplută, să fie full, ca altfel o să aveți probleme. Te duci la pușcherie. Cine mi te-a supărat? Un om a intrat cu NLG-ul ca prostul, cred că a vrut să facă kamikaze, săracul, ceva. A vrut el să fie băiat, da. Vai de capul tău. Ce ai făcut, mă, nene, mă? Parent încearcă să se țină după mine. Dar, hei! Ui, pasă. Trăim într-o țară liberă, nu? Sigur că da. No? Democrație nebunel de astea, nu? Într-un oraș liber? Alo, Santos, nu? ok. Ah, tu ai terminat deja? Mhm. Opa, scuze. Mi-ai stricat barat în față, ești nebun la cap. Din față? Da. Arată da, ca ta. Eram cu fane și, bine, la mine arată perfect. Eu am permis să lovesc de cu mașina. Eram cu fane și a intrat cineva, l-a lovit în partea stânga a mașinii și partea lui partea dreaptă a mașinii s-a făcut zop și în stânga n-avea nimic. What the fuck? Da. Mergem către San Siro? Da, da. Bine, hai, stai așa, stai un pic că eu opresc. Fii atent că vreau să fac o chestie. Speed limit 99, nu vreau aumentul. Și vreau să merg așa încet, că e bam bam cu infernul ăsta, alea știi fițe, gen. Că la 99 la oră nu mergi extrem de repede, zic. Și nu te poate prinde radarul. Nu știam de comanda asta. E, uite, ea, acum știi. Vai, dar chiar mașina se conduce mai încet acum. Păi da. Dar e mai lentă cu totul. Damn. Dubios rău. Da, dar nu riști să ți se confiște permisul. Sau poți merge undeva cu 120 la oră, dar tot vei lua amendă, dar se va confisca permisul. Acum uite, vezi, poliția deja l-alergă pe tipul ăla. Mhm. Probabil pentru... Uite, vezi? La radar. Sau Ashley a luat-o radar. Opa! Ce ai făcut, mă, nene, mă? Am zis să te las în față și n-am știut cum să fac treaba asta și am zis să fie treaba, nu? Să faci tu o schemă nebună, nu? All planned, ca întotdeauna. Am 99 de kilometri la oră. Bă, merge, nu știu de ce, dar cred că și oceanicul meu merge mai repede. Ai oceanic, nu Glendale? Sau Glendale. Dar ce crezi că eu mai știu, dacă am mod pe el... N-am dubte să știu. E Glendale, că știu, că văd eu ca Playmout. Ce-a să fie, mă, nene, mă? Nu mai stai mult pe contrasens, că ți-i amendă. Păi să fie în bafta lui, mă, nene, mă... De fapt, ți-a permisul, nu că nu-i problema de amendă, dar ți-a permisul. Nu-i bine. Nu vreau să se întâmple așa pe ceva. Mai mult mă tem de tine decât de polițistul ăla, să știi.
Aici, de ce? Lasă-mă să deschid aici, am deschis partea asta din spate de unde am motorul și se vede foarte blană și îmi place. Bă, nu știu, am făcut o modificare, cei care se uită, cred că vă vedeam. Schimbat drumurile, da? Nu știu ce să zic, parcă... Parcă arată bine și nu prea, nu? Da... Caut niște, gen, niște texturi anume pentru drumuri, dar doar că nu le găsesc. Dacă mă poate ajuta cineva și știe ce drumuri, ce texturi pentru drumuri a pus Robert Bedriver în ultimul lui modpack, aș fi recunoscător. Drumurile alea ca o texturile alea. Nebunia alea, nu? Da, nu? Și aici campa... Cam pe azi cu radarul. Ah, da, clar. Vai. Pândari, prăduitori dintre ăștia nebunie. Îmi place că chiar dacă mergi la gen cobori, dacă cobori, nu, tot nu-ți crește viteza, știi? Și iară nu prea ar putea să-ți iei amendă. Ok, e bine, nu mai avem mult până la Get Gift. Nu mai avem mult, dar garantat e un drum plictisitor. Băi, nu neapărat. El se vreau neapărat. Oricând vine, poate veni un de-asta de la Lumberjack care el gen... Pe monitorul lui el trece prin tine și de fapt pe tine te aruncă la mama dracu în ocean. Știu, am pățit. Da, știu că mi-a aruncat cu tirul, cu toate alea, vai. Gen, el are căcatul ăla de Walton și m-a aruncat pe mine în ocean și eram gen... Probabil avea motherfucker-ul lag și... E super dubios. Nu, așa se întâmplă, că uite, dacă intri în cineva când ai Walton-ul, tu doar treci prin el și te uiți în spate și el s-a dus, i-ai dus viața la orină. El e dușit, e vai de el. Sărac. Da, și ăștia de, e un bug, și ăștia de la Lumberjack profită extrem de mult de treaba asta. Mai ales când făceam jobul de transporter, o evitam cât mai mult posibil să-mi fie rău. Pentru că știam că voi da de Lumberjack și deci la Lumberjack și mă vor bubui. Că așa se întâmplă, da. Că așa va chi. Uite ce aglomerație e aici. Facem pe mijlocul drumului, că why not? Eu pun și așa, să ocup mai mult, știi? Să fie treaba. Aaaa, mi-ai dus Get Gift-ul la orina. Ia să nu mai ce. Get Gift-ul la orina. Ceva așa, gen, mi-a mers atât de bine ultimele 5 dăți. Am luat doar gold. Ce ai primit? $5,000. Băi, bine. Și ce-am primit eu? Te las să ghicești. Ce ai primit? $2,000. Un punct de respect. Băi, și ăla bun de ceva, știi cum zic? Bă, da, eu nu prea mai dau level, adică eu nu mai dau level up de foarte mult timp, pentru că... N-am level 35, adică, na. De la levelul ăsta voi da level up doar când îmi permis să dau, când voi avea destul respect, să dau, să cumpăr câte 5 leveluri odată, știi? Păi, dar de ce? Păi, de ce? Pentru că... Ce-ai făcut, mă, nene, mă? Te pare mie mai ok? Și am direct level 40, adică să fie așa, bam, bam, bam. 35, 40, 45, 50. Am o dată, știi? Da, e și asta. E o pierdere de bani. Îmi crește pe aici cu cei drept, dar nu foarte mult, adică nu e o diferență. Și măcar dacă dau 5 level up-uri, măcar crește, să zicem, na, e mai acceptabil. Chiar dacă pierd și eu o grămadă de bani undeva la 45-60 de K pentru alea 5 levele. A, gen să fie ceva mai sesizabil, că de la level la level... E puțin, dar când sări 5 levele, parcă se vede, nu? Da, adică e o diferență cât de cât ok. Băi, lasă-mă, mă, nene, mă. Ce, mă? Nene, mă, ăla care mă lovește el pe mine. Băi, spune și tu când vireți, că mă debusolezi, nu știu ce e în inima ta, în sufletul tău. Nici eu. Nici eu, între ale mele, da, asta e partea a doua. Să te duci la pușcări. Din partea asta. Păi eu vin cu Infernul, s-o aici la job și tu vii cu Perenialul și dai mine. Păi care mai ești mecheria?
Îi dau de spawn și când plecăm de aici doar îi dau spawn la ultimul loc. Și dăm quit job și get job. De chiar să știi că în familia Simpson, The Simpsons, ei mănâncă o pizza care e de la firma Geno's. Pe bune? Pizza lui Geno, da. Serios, azi noapte am văzut treaba asta că mă uitam la The Simpsons. De ce ai făcut mâine nemo? Nu știu, un pătros se îndreaptă viața mea, mai am câteva sezoane și termin The Simpsons. Mai am un acid de sine să mă uit pentru că le-am văzut cam pe toate. Adev și asta. M-am uitat la toate desenele astea nebune. Vă recomand Mr. Pickles. Știu cum vine satanist foarte tare. Mr. Pickles? Gata, știu, nu era cățelul ăla parcă sau ce era? Da, cățelul ăla satanist. Da. Eu de obicei, de fapt mai niciodată nu mă uit la aceeași chestie de mai multe ori, dar la Mr. Pickles, cred că Mr. Pickles l-am văzut de 3 ori. Toate episoade. M-a luat radarul. Și pe mine la fel, ce facem, ne aruncăm în apă? Eu mă arunc în apă, da. Hai. Uite, mă, și noi. Bă, dacă nu m-a somat, e bine. Și ce facem acum? Rămânem aici sau? Păi, nu o să încheiem aici episodul, îți dai seama. Și, na, revenim data viitoare. Ce facem? Deci, sper că v-a plăcut acest episod. Vor mai fi și altele cu siguranță. Și noi ne vom auzi data viitoare. Salut! Bye, bye!